Poartă pe umerii lor una dintre cele mai nobile responsabilități. Asistă la aducerea pe lume a nou-născuților. Vorbim despre mașe, care astăzi marchează ziua lor profesională. Femeile care activează în acest domeniu spun că profesia lor necesită o responsabilitate imensă, multă dăruire, dar și o pregătire pe măsură. Acum 3 decenii, Aliona Vovc a decis să îmbrățișeze meseria de moașă, iar de atunci a asistat la sute de nașteri. Femeia spune că nu regretă că a făcut această alegere, întrucât bucuria de a vedea apariția unei noi vieți nu poate fi redată în cuvinte. Am ales profesia fiindcă este o profesie nobilă, fiindcă este o profesie importantă și interesantă. Viitorul omenirii este în mâinile moașei. Moașa este primul om care vede copilul. Iar Tatiana Armaș a îmbrăcat halatul alb acum 6 ani, așa că în această perioadă spune că a reușit să îndrăgească profesia, dar și să acumuleze experiență. Îmi place profesia de moașă, de aici pornește o nouă viață. Mi-am dorit să fiu moașă pentru că ești alături de mamă și cu nou născut în cele mai importante clipe din viață. Alături de medici, moașele sunt persoanele responsabile de viața atât a mamei cât și a micuților născuți. Moașele la centru consultativ iau la evidență femeile însărcinate din primele de la 12 săptămâni de gestație și le duc până la evidență, le monitorizează până atunci când femeia vine deja la termenul împlinit la maternitate. Depinde de calitățile moașei, cât de bine va fi dusă sarcina, cât de bine va fi dusă nașterea. Avem și tineri specialiști, avem și cu stagiu de muncă de peste 30 de ani de activitate, profesie nobilă. Ele sunt acele ființe care ajută femeile să aducă viața. Ziua Internațională a Moașelor este sărbătorită anual în data de 5 mai în peste 50 de state ale lumii, inclusiv în Republica Moldova. În țara noastră sunt peste 1000 de moașe.